pentru fair play, nu este vorba de trofeul de campion, este trofeul de fair play de care vorbea domnul Dragomir. Merită acest trofeu cu prisosință pentru că a dat dovadă de atâta caracter cum n-am văzut la mulți. Și probabil că în puține secunde trofeul care răsplătește campioana, cel pe care îl vedeți acolo, va fi mânat lui Mirel Rădoi. Cred că nu-l găsesc pe Rădoi. De asta se întârzie. Sonor nu avem, avem doar imagini. Nici nu l-am văzut până acum. Valentin? Iată că Paraschiv primește cupa și tricou de campion. În mod normal... Cupa se dă la sfârșit, capitanul. Exact, la sfârșit capitanul e cel care primește, trece toată echipa prin dreptul, iată și Mihai Stoica. Ieșim acum, intrăm în studio. Nu, domnule, lasă asta, cum să ieșiți? Dacă ieșiți și stricați spectacolul acesta, ce televiziune asta? Când e cel mai frumos, dumneavoastră vrea să vedem vadă. Vedem în direct totul, păi iată, Victor Iacob a primit aici aveți trofeu, deștept, la Eugen Paciu. Toți steliștii trec prin dreptul secretarului general și își primesc medaliile. Boștină. Daniel Bălan. Un jucător care a revenit în acest sezon după o accidentare care l-a ținut 3-4 ani în afara gazonului, Neșu. Domnul Dumitru, deci noi ați trecut prin asemenea momente. Pe timpul nostru câștigam 5.000 de lei. Era... Ceea ce era un salariu și ceva, un salariu bun. Câștigam și cupa, mergeam la mare, două săptămâni, după două săptămâni venea Zanfir și spunea, verișorule, dă și mie 1.000 de lei că nu mai am bani. Termina toți banii. Acum nu prea sunt bani ceva mai mulți decât pentru, depinde pentru două săptămâni la mare. Iată și Oprița primește trofeul. Toți steliștii cu mic, cu mare trec prin dreptul secretarului general. Când ați luat cei mai mulți bani, domnul Dumitru? Cei mai mulți bani? N-am luat niciodată. Niciodată n-au fost destui, nu? Niciodată. Bravo, frumos răspuns, Liț. Da, nu am idee, tu știi, nu? Noastră, în calitate de conducător de club, când ați dat cea mai mare primă, domnul Dragomir? Întotdeauna. Întotdeauna. El niciodată și eu întotdeauna. Întotdeauna, asta e diferența. Iată, un moment emoționant, George Ogăraru primește medalia. Asta e diferența dintre conducător și antrenor. George Ogăraru, la ultimul meci la Steaua, el a semnat cu Ajax. Asta mare fotbalist, ăsta goiană. Și Ogăraru a ținut să joace cele două meciuri. Iată-l și pe erou zilei de astăzi, trei goluri la... Deci la Vaslui, iată-l și pe Carlos. Asta e un meci bun al lui Carlos. Părerile sunt împărțite. Și eu am impresie bună despre el. Așa, e cam zvăpăiat el, dar e un Rică Răducanu peste an. Totuși Rică Răducanu era portar. Bănel Nicoliță. Răducanu putea să apere la orice echipă după fața pământului. Rică Răducanu făcea și meciuri mari. Și Carlos a avut și meciuri bune, dar a avut și meciuri slabe. Și din păcate la Middlesbrough a avut un punct slab. I-a așteptat Mirel Rădoi, moment în care îi se va decerna și lui trofeul și, practic, solemnitatea va atinge momentul de maxim, de apogeu. Carlos, ca de obicei, portarii ies în față, portarii sunt din alt film. E bine, sunt mai și mai dirimache așa. Exact, portarii. Asta am vrut și eu să spun, dar puțin altfel. Dacă va fi vreo petrecere, domnul Dragomir, vă vor invita, vă veți duce. Relațiile dintre noastre și Gigi Becali au fost ciudate în ultima vreme, ca să-l citesc pe Gigi Becali după meciul cu Jiu. Știți ce? În momentul când câștigă unii, se supără pe mine, după aia câștigă și ei duminica, altă, iar se împacă cu mine și așa mai departe. Eu trebuie să fiu echidistant. Nu trebuie să țiu cu nimeni, dar mă bucur că am avut un campionat foarte bun. Ne-ați mai spus asta. Spuneți-ne acum, iată un mesaj de la cititori. Va juca UTA în prima divizie? Da. Păi au cumpărat loc, am auzit. Nu, n-au cumpărat, că nu există modalitatea de a cumpăra. Se fuzionează, se mută Liberty. Altă formă, dar vreau să vă spun că... În loc să se ducă în ce, se duce în a. La Liberty este unul dintre cei mai buni conducători pe care are fotbalul românesc. Gigi Alexandrescu. Care a fost la FC Bihor. Care a fost, da, să fii la Oradea și să nu l-ai conducător pe Gigi Alexandrescu. Iată-l și pe Cătălin Necula, iată-l pe Vasile Iordache, pe fostul coechipier al domnului Dumitru de la Steaua. Iar știi cine sunt patronii de la UTA? Este cel care deține
ziarul de sport, Sport Total, și postul de radio Total. Să sperăm că plus, va merge mai bine echipa decât produsele de presă. Da, o să meargă și produsele de presă. Să vă dau o noutate. Plus, Sandu... Iată, s-a decernat cupa. Să vă dau o noutate. Numai o clipă, Prigoan a cumpărat. Numai o clipă după ce vedem, această frumoasă festivitate de premiere. Ca să devină Steaua a primit medaliile la ora 1 și 5 noaptea. Mai vedem. Steaua e premiată, artificii. Dacă eu spun cine sunt, ce... Încep să semene cu festivitățile occidentale și festivitățile acolo noastre. Cupa e în mâinile lui Olăroiu. Iată un tricou și pentru Valeriu Argăseală. Conducătorii ies în față întotdeauna. După cum se vede, iată cupa la Carlos. Festivitatea va mai ține mult și bine, probabil. Se va dormi foarte puțin.